Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi prezenta evoluția la Fasolea Maravilea de Veneția. Un soi, după cum se vede, cu performanțe bune. Iată cum se prezintă rodul, să-i spunem în felul acesta. Iată, plină de fasole. De jos până sus. Va trebui să-i facem o fertilizare cu calciu, să le facă puțin mai drepte, deci cu calciu și ceva substanțe bio, vă recomand eu. Puteți fertiliza și pe frunze, foliar, da? Cu fertilizanți bio, pe care găsiți pe piață. Iată. Deocamdată i-am făcut doar un tratament, să-i spunem așa, o fertilizare cu un foliar bombardier. Din câte știu, produs bio. Iată. Cât de cât arată binișor. Astea mai va mai crește. Probabil că într-o zi și ceva, o zi, două, vom face și un prim cules. Iată. Aici. Arată binișor. Eu zic că e ok până acum. Ea va produce maxim când planta se va fortifica total, când va fi matură planta 100%. Iată. Aproape 30 de centimetri, cred, aproximativ, după părerea mea. Iată. Acum depinde și de calitatea pământului dumneavoastră acolo, probabil. V-am mai spus eu într-un film precedent, cultivă pentru prima dată acest soi și nici eu nu cunosc exact capacitatea ei de producție. Iată. Vom vedea acum, dar eu sunt mulțumit deocamdată cum arată. E plină de păstăi mici și de flori. Iată și aici sus. Acum depinde și proprietățile sale, adică cum se fierbe. Nu știu să vă spun, am înțeles că ar fi bună. Cât de repede se prepară, mă refer. Dar la producție e ok. Iată, aici. Da, cam atât a fost filmul, nu uitați să vă abonați la canal, să faceți o distribuire, să dați un like și să apăsați clopoțelul cu opțiunea al sau toate. La revedere!